Mă numesc Ștefan Milutinovici, am 20 de ani, sunt student la Facultatea de Muzică din Brașov și pasionat de folclor. Vă voi prezenta informații, sper eu, interesante pentru dumneavoastră despre istoria acestor minunate instrumente tradiționale de suflat românești și cum au evoluat de-a lungul istoriei. De-a lungul sfârșitului de secol XIX, începutului de secol XX, a fost această renaștere folclorică în România, în care foarte mulți intelectuali de la vremea respectivă au început să culeagă folclor. Efortul, bineînțeles, a început în perioada pașoptistă, când au început să culeagă texte folclorice, să le refolosească în poezii. Evident, Vasile Alexandrii, Mihai Eminescu, care au cules Mihai Eminescu mai târziu de perioada pașoptistă, când au cules de asemenea basme și legende pe care și-au bazat propriile lor lucrări. Iar mai spre sfârșit de secol XIX au început prin Alexandru Dobescu și apoi echipele care au urmat, ajungând până la Constantin Brăiloiu și Tiberiu Alexandru, să culeagă folclor muzical, scriind și despre instrumente, culegând piese instrumentale cântate la aceste instrumente tradiționale de suflat și ajungând să creeze un soi de repertoriu de bază care apoi a fost preluat de ansamblurile din perioada comunistă, cum ar fi Orchestra Ciocârlia, Orchestra Barbu Lăutaru, mai apoi de ansamblurile de peste Prut, Orchestra Fluieraș, Orchestra Lăutarii. Spre sfârșitul perioadei comuniste a fost iarăși un reviliment al formațiilor mai mici, al tarafurilor. Atunci a început să apară Grigore Leșe pe la televizor cântând la fluier. Cumva fluierul a reintrat și a recăpătat imaginea asta pastorală, fiind un instrument al ciobanilor. El a fost, de-a lungul istoriei, bineînțeles, un instrument al ciobanilor. Avem balada Miorița în toate variantele ei, ca martor în care mărturisește că ciobanul cere să-i se pună la capul său de moarte nu cruce, ci fluierul, fiind un simbol cumva al ciobăniei și al stilului de viață, al seminomad acesta al ciobanilor. Cum să zic, la evenimente din tradiția ciobănească, măsuratul oilor sau coborârea oilor din munte prin anumite zone, cum ar fi prin zona Sibiului sau poate prin zona Lăpușului se mai păstreze și prin zona Vranciei, încă se cântă la fluier și prin Bucovina. Se cheamă oile cu fluierul, se face învârtita oilor în Maramureș și așa mai departe. Tot acest obicei de măsurat al oilor și apoi coborât oilor din munte. Există un întreg repertoriu specific pentru ocaziile respective. Fluierul niciodată nu a părăsit această zonă pastorală. Pe de altă parte, a fost și un instrument solist în ansamblurile de meterhanea turcească de la sfârșit de secol XVIII, început de secol XIX și apoi, deși de mai rare ori, instrument solist în ansamblurile din perioada comunistă. În ziua de azi, fluierul mai e păstrat în destul de puține zone, în mod tradițional, predat din tată în fiu. A suferit modificări în perioada comunistă, mai ales modificări făcute de către meșterii basarabeni, care au modificat construcția în loc să păstreze forma conică a fluierului, a făcut o formă dreaptă și în loc să fie găurile plasate la distanță egală, la distanțe diferite și de diametre diferite pentru un acordaj mai bun și pentru un sunet mai clar. De asemenea, forma dopului și canalul de aer al fluierului a fost modificate prin construcție de către meșterii basarabeni. Instrumentele tradiționale de suflat au avut iarăși un reviliment intrând în zona asta de cumva de muzică folk rock, pentru că conferă un sunet mai vechi, mai arhaic, mai românesc, mai autentic, cum ar spune unii muzicii din ziua de astăzi. Așa că e folosit de din ce în ce mai multe formații, ceea ce e un lucru bun. Repertoriul tradițional și el s-a schimbat foarte mult. S-au integrat piese de vioară, piese de taragot, piese de clarinet și așa mai departe în repertoriul pentru fluier. De fapt, foarte puține din piesele vechi se mai știu în afara zonelor în care fluierul s-a păstrat din tată în fiu, cum ar fi în zona Sibiului, în zona Vranciei, pe alocuri în zona Bucovinei, dar și prin nordul județului Teleorman. Astea sunt zonele în care s-a păstrat cel mai bine. Am să încerc să cânt puțin chiar din repertoriu autentic pastoral, o doină și pardon, mă scuzați, cu alt fluier, să cântăm cu un fluier mai autentic. O doină și un joc de coborât oile din munte, din zona Sibiului.
Tehnica cu care am cântat, cu gâjuitul sau buzuitul din gât, este o tehnică tradițională de primitivă polifonie, se numește cântat în grumaz sau cântat cu gâjuit. Ciobanii făceau treaba asta din două motive. În primul rând pentru că fluierele sunt instrumente cu un volum destul de scăzut și nu aveau amplificare pe vremea respectivă, așa că se auzea mai tare cântând în felul ăsta. De exemplu, așa este fără gâjuit. Și așa este cu... De asemenea, se acompaniau pe ei înșiși. În momentul în care cântau doine, puteau ține un ison din gât, o singură notă susținută și din fluier făceau linia melodică principală. Asta este una din principalele tehnici de interpretare în stilul autentic ciobănesc. Din punct de vedere etnic, să spunem, fluierul a fost întotdeauna un instrument asociat cu populația românească. Există fluiere și în țările vecine ale României, asemănătoare cu fluierele românești. Majoritatea acestora susțin că fluierul provine totuși de la români, cuvintele fiind la fel de asemănătoare. În Serbia, de exemplu, se spune frula, provine de la fluier, și un instrument care se spune că provine de la valahii din Valea Timocului și din Banat. De altfel, în Ucraina există denumirea lor tradițională pentru fluier, este fluiara și fuiara în Slovacia, iarăși venind tot de la ciobanii valahi de prin principatele române. Cumva a fost un refuz atât din partea românilor de a cânta cu alte instrumente, cât și din partea minoritarilor de a adopta fluierul. În tarafurile de rom lăutari nu prea se cântă cu fluierul, decât prin zona Moldovei și prin zona Bucovinei, însă de obicei și în partea respectivă cei care au cântat la fluier au fost români, la fel ca și în zona Olteniei, la fel ca și în Teleorman, la fel ca și în Transilvania. Dacă vorbim despre perioada interbelică, foarte mulți români erau descurajați din a învăța să cânte la instrumente cum ar fi vioară sau clarinet sau țambal, fiind considerate instrumente ale minoritarilor. Bătrân din Maramureș îmi povestea că el vrea să învețe să cânte la vioară când era copil, dar tatăl lui a spus să învețe să cânte la fluier, că, și citat, la vioară cântă numai evrei și țigani. Tocmai de aceea s-a și renunțat o vreme la cântatul la fluier în momentul în care muzica tradițional a trecut de la formațiile de amatori de țărani români la tarafurile semiprofesioniste de lăutari. Romii lăutari au renunțat la fluier, preferând naiu ca instrument de suflat, poate și pentru că fluierul e un instrument destul de simplist și destul de primitiv, dar nu avem de unde să știm dacă nu cumva și acest argument etnic a jucat un rol. Până în ziua de azi, fluierul rămâne oarecum cultural, cumva exclusiv românesc. Dar asta nu înseamnă că eu personal și că, mai mult ca sigur, colegii mei din acest proiect, nu încurajăm oamenii de orice etnie să învețe să cânte.